Salutare tuturor, sunt Rafael și bine v-am regăsit la Brawl Stars alături de nimeni altul, Xslade, rașul vostru favorit și nefavorit, și el este offline pe joc. Mi-a zis că o să intre curând, foarte rapid, și și-a luat el acolo un nou animăluț. Îl cheamă Țăcălie. Uite, Kit is here. Noul animăluț este aici. Noua aici. Strategie de marketing de la Brawl Stars este să te facă să plătești cu 7 zile mai devreme, să achiziționezi jocul. Jocul, doamne, brawlerul. Voiam să zic că aceeași strategie o să fie și la jocurile video pe viitor, cred. Tot mai multă lume începe să folosească chestia asta. Nu știu dacă e de bine sau de rău, dar o să vedem. Avem Kit și... ce este foarte special la Kit e primul brawler pe care nu poți să-l încerci. Gen îți dă eroare. Pentru că de ce l-ai încerca? Nu ai voie nici măcar să-l încerci cu boții să vezi cum e. Special ca să te stoarcă de bani Brawl Star Supercell să dai banul gros. 200-100 extra vom primi. Deci avem drumul lui Kit care va fi valabil în mai multe zile, observați și voi. Și la final, wow, Billy the Kit. Și nu ne lasă nici măcar să testăm skin-ul în joc. Nu prea îmi place oricum skin-ul, cred, dar... e ceva, vreo referință, nu? Billy the Kid. Nu știu sincer de unde e referința, dar aparent trebuie să dăm 150 de lei pe acesta. Și hai să vedem ce mai este aici. Nu mai avem nicio ofertă picantă pentru noi. Avem 30% extra, best value, da. Nimic interesant. Avem nimic interesant astăzi pe shop din ce observ. Astea sunt bune. Level up offer... asta îmi place. Da, vreau neapărat să achiziționez această ofertă foarte suculentă. Da, ce bun. Și o și pe ailaltă, dacă nu s-o supere. Și pe ailaltă, a zis Marius, să nu s-o supere. Toți banii, dacă se poate, ok. Aceasta este gratis, așa că voi profita de ea. Cum veți profita și voi de butonul de like și strângem acolo minim 5.000 de like-uri. Hai să vedem. Bani, îmi plac bani, așa că o să iau și asta de aici, așa. Ok. Și avem ofertă specială cu pinuri stupide de vară, deși a venit iarna, nu-mi trebuie. De ce ți-ar da cuva, asta de 40 de roni, îmi place oferta, sincer. Și avem cadouri. Ziua 14! Yay! Nimic! Wow, da. Legendary! Stai puțin, Marius Cage. Deci, mamă, ai făcut greșeală că l-ai deschis. Legendary! Trebuia să nu-l deschizi. Yay! New skin Beach Brock. Aveai mai multe șanse să-ți dea Hypercharge. Hypercharge, ok. Cargedele. You are all set, cum îi place lui Xslader să zică. Luăm o scurtă pauză de la episod pentru că ia uitați ce mi-a adus Moș Crăciun. Kraken Kitty V2 Pro de la Razer. Sunt niște căscuțe roz, mai mult pentru fete. Și nu știu cum s-a nimerit, dacă vă vine să credeți sau nu, dar pe live-ul anterior, acum 2-3 live-uri, am făcut giveaway cu căștile acestea și le-a câștigat o fată. Asta pur și simplu, nu știu, chiar nu știu ce să mai zic sincer. Scoatem cutiuța. Eu sunt genul de om care desface invers. The Meow Factor. Ok. Bă, chiar sunt drăguțe căștile pentru fete, zic eu în special. For gamers by gamers. Dacă nu v-ați prins, practic sunt căscuțele acestea, dar pe roz și pentru fete. Deci, uite cât de mișto arată. Deși, atent, pe exterior cutia vezi că e un carton simplu. Zici că e ceva cheap, dar în interior este padding pe interior, vezi și tu. Și uite cât de bine arată căștile. What? Hai să scoatem prima dată perechea. Deci, scoatem căscuțele din interior cu totul. Ia uite-le și ele au cablu. What? S-a dus după monitor cablul ăla. Hopa, s-a dus la tine. Căștile la prima impresie le vedeți, da? Deci sunt în mare parte la fel. Au RGB, au nu știu ce, dar sunt pe altă culoare. Minusul este cablul acesta ce nu este detașabil. Ele pe exterior au un aspect metalic și la ear cup, iar acesta este un plastic. Se extinde frumos și ai urechiușe, ok? Este testul de gameri. Să vedem dacă se diferă cu altceva. Doamne ferește, mă, cum ar fi să port așa pe episoade? Salut, băieți, sunt Rafael. Watashiwa Rafaelu des. Am dat-o pe japoneză, dar cam așa se prezintă, cu niște urechiușe drăguțe. Căștile sunt confortabile, deci nu se învârt ear cap-urile, dar voiam să vă arăt. Este un material moale, ok? Eu le-am purtat și pe acestea, da? Îți izolează bine urechea. Nu știu cum să-ți explic. Căscuțele acestea, fiind rotunde așa, gen, urechea ta intră fix înăuntru. Izolează foarte bine urechea. Pe când acestea, nu știu cât de bine se vede, nu îți captează direct urechea cu totul. Sunt puțin mai lăbărțate. În fine, avem USB-ul aici. Se scoate, se conectează. Cred că observați că sunt căscuțele cu RGB, cu luminițe. Din păcate, camera mea nu reușește să capteze, dar în interior este logo-ul de la Razer. Poate dacă apropii foarte mult, vezi? Da, deci ele sunt luminate în laterale plus pe ureche. Asta mi se pare tare.
Probabil poți să customizezi tu mult mai mult de atât, dar asta e un efect de la cameră. În viața reală se vede super bine. E din ISO-ul camerei sau ceva, ceva de genul se vede, dar mult mai bine de atât. Pe cameră se vede ciudățel, știi? Aici pe dreapta are butoanele clasice de mute la microfon, volum, mă rog, dreapta mea, stânga voastră, nu știu cum vine. Iar în cutie observăm că avem niște bucățele pentru urechiușe, cred că, care se schimbă, dacă zic eu corect, pe aici, pe undeva. Și ce mi se pare mie foarte mișto este că dacă nu ai chef de microfon, gen în cazul meu cum am un microfon separat, ei bine, microfonul căștilor este detașabil, vedeți și voi. Și pur și simplu l-ai conectat și ăla e, îl poți mișca și îmi place că e pe gri, exact ca și căscuțele. Deci eu zic că se potrivește destul de bine. Iar ele așa ca și... calitate sunt foarte calitative. O să vă las un link în descriere în caz că sunteți și voi interesați. Eu o să închid cutiuța, ok? Foarte mișto sistemul cutiei, mă rog. Și acestea vor merge la o abonată. Deci menționăm din nou Razer Kraken Kitty V2 Pro. Chiar sunt interesante. Și vedeți în dreapta sus RGB. Tare rău de tot, dar n-aș putea să port decât dacă aș fi fată, cred. Dacă o să mai am vreodată oportunitatea să primesc așa ceva de la Razer, o să-i le dau lui Xlader. Chiar am vrut să-i le trimit cadou la mișto, dar se potrivesc mult bine la o fată și astfel le-am dat la giveaway. Acum hai să revenim la episod. Și ce s-a întâmplat? Ia, wow, noul brawler este aici, dacă vă vine să credeți. 10 din 10 brawler legendari. Dacă ești blocat să dai autografe, auzi, fanilor. Ok, acest superstar visează să devină relevant în industrie din nou. N-am înțeles nimic, sincer. Ok, Kit este aici. Nu are sens povestea. El este suport, n-are niciun sens povestea. Și vreau să mai achiziționez o ofertă picantă, rău de tot, big value, pentru că îmi plac banii. You are all set, ia fiți atenți. Am dat bani ca să primesc bani, nu știu cum funcționează, dar aflăm în secunda aceasta. Banii în viața reală în, okay, gold. Oferta aceasta cu Otis nu o iau pentru că nu-mi place. Eu zic că ne-am distrat pe shop acolo. Vreau să mă duc și eu la brawlerii mei favoriți. Și nu mi-a zis în comentarii ce brawler să mă axez, din păcate. Dar rămânem cu Kit. Ia să vedem. Dol. Battle card, ce e asta? Ce ți se apare când joci cu el? Acolo jos. Hai să vedem și noi câte levele ne permitem pe Kit. Avem așa la gadgeturi. Cardboard box, tu astea nu le-ai luat, nu? Nu l-am luat, că n-am făcut level 7. Te ascunzi într-o cutie și devii invizibil 5 secunde. Și ți încarcă superul foarte repede. Bună, asta o au youtuberii, nu asta. Cheeseburger își dă viață și brawlerului prietenos pe care i-a atașat. 40%, nu e bună. Star power. Kit primește 200% putere de la fiecare power cube. Mamă, tu dai seama. Ceilalte? Șoai, mă, asta e nebunie. E defensivă ailalte. Se atașează către un brawler prietenos pentru 5 secunde mai mult. Ok. No, porcărie. Porcărie, zice Xlader. Hai să începem și noi. Ce-s astea? E pe game. Îți atașează când dă damage, cred că. Ce voce are. Yay! Ok, nu cred că vreau să-l fac la level 11, pentru că vreau să... level 11. Păi da, nu, că mai bine dau banii pe ăsta, okay, pe Star Power. Și pe un gadget. Dar gadgetul... Primul, ăla, cardboard. Tot lumea l-are pe ăsta. Yay! Marius Andronic, Slayer. Și gear, pune și gear, două gear-uri. Păi fac level 11 sau iau gear? Ia, fă level 11 și vezi ce-ți mai rămâne de gear. Ia vezi. Îți mai... Frenzy. Dai gemuri, ai gemuri, dai că-ți mai rămâne cu gemuri. Tu vrei să folosești gemuri? Cred că aia, pumnul. M-a pus Mario să folosesc gemuri, bă. Și încă unul, ia să vedem cât îți ia. La asta, stai să vedem. Recover health. Nu e bună. Cred că aia cu cardboard, bă. 100 de gemuri. Bă, nu era bună asta, aia cu cardboard. Ce ultima cardboard? Plus unul gadget. Ăsta? Ala. Mă, lasă-l așa. Am văzut la YouTuber că așa aveau. Te invităm pe joc, Marius. Păi nu mai cumperi nimic, vezi că mai ai ofertele de colectat de acolo. Ia, ce jos oferte mai avem? Asta? Aia. Bonus reward, ia să vedem. Colectează-le. Le-am colectat, credite. Dă-i de 12 ori. Ce, mă? Dă-i non-stop cu degetul. Repede, cu două degete dă-i. Păi nu merge, că nu poți să dai skip la animația asta. Bă, cine a inventat, bă, asta? Trei concediat. Le dai colectol, nu? What? Mai dă-ți pe alți brawler. Și alți brawler. Ăsta, Buster-ul. Păi tu nu vezi că mai e mult și bine până la ăla. Bă, ce, mă, asta? Cine a venit cu ideea asta de la Supercell? Trebuie concediat de urgență.
A uitat. Adică nu poți să dai skip la animație. Te dai de repede. Fast forward. Nu ai sau cum, efectiv apăți și nu se întâmplă nimic. Sau să dai collect all. Ok. I-am mâncat zilele. Gata. Ia vezi ce aici. Mamă, păi aveai aici, nu mai trebuie să bagi bani. Așa este, Marius. Ok. Gata. Suntem bine? Aici ce se întâmplă? Supercell ID, fură careva contul. Te invităm în joc, Marius Andronie. Hai, bă. Cristian Mihai. Hai. Te-ai la două showdown și ia-ți altceva tu. Da, da. Sau vrei să jucăm același caracter? Nu se poate. Ia dă-i ready, dă-i ready, stai ready să vezi ce se întâmplă. Gata, am dat. Ce zice? Duplicate Brawler. Nu merge. Dar dacă ei te dă, poți să-l iei. Poți să joci. Dacă ei te dă, poți să-l iei. Stai să văd Mico. Nu-l mai găsesc. Ți-a luat 3 minute să-l găsești, Marius. Nu-l mai găseam. Bun. Trecând peste asta, hai să ne jucăm. Mamă, deci o să fie extrem de puternic caracterul meu. Dacă strângem vreo 10, o să fie ca și cum aș avea 20. Deci, da, ai dreptate. E extrem de puternic. Bun, cam așa atacă. Și la ce e bun caracterul ăsta? În primul rând își face superul foarte repede. Când merge. Și în al doilea rând, fii atent. Ești invizibil acum? Vezi că poți. Gata, ok. Fii atent, fii atent. Și eu pot să dau, mă duc așa și am dat stun unui inamic. Și acum X-Leader îl cocoșează. Și eu deja am ultimata din nou, dacă observați. Fii atent, vă-ți atacul că mergem pe ăsta din dreapta aici. Dă-i. Dar nu-ți ajunge așa rapid în față. Da. Yahoo! Îi dăm stun și e mort. Și efectiv spamez așa non-stop, plus că am gadget-ul. Da, n-a fost prea bine acolo. M-am aruncat ca să nu mor mai mult. Și acum, nu știu cum devin eu invizibil, nu înțeleg. Poți să mă miști? Sau, nu știu. Da, cred că poți să te miști, poți să te miști. Cutia. Am văzut la un YouTube. Te se batem pe ăștia aici. Și eu sunt invincibil, deci nu poate să-mi facă nimic. Imune. Așa se numește. Tu realizezi cât de puternic e? Și fii atent, eu se presupune că sunt suport, dar eu am 12 acum, fii atent aici. Suport cu 13.000 viață, by the way. Iar ăla este efectiv mort, de ce? Pentru că am iar ultima ta. Ia-te. Unde a plecat bă ăla? Plecai după el la sfârșitul orții. Doamne. Deci e extrem de puternic caracterul acesta, mai ales cu star power-ul. Double damage, așa se numește. Da, e... No, e crazy, pentru că non-stop fac ultima ta. Nu m-am uitat ce hypercharge are sau nu are. E și un pic de reclamă la el. Că să-l cumperi, știi? Mă bag în cutia asta, ia uite cum fac superul. E că e cel mai bun, înțelegi? E bafat. Da. Să-l cumperi. Ataș foarte repede. Și ultima ta e gata, fii atent. Ăla e mort. Și sunt și invincibil, gen n-ai cum, efectiv. At. Deci în mai puțin de 10 secunde noi ne-am făcut cu 6 de-astea. Și aici e efectiv over. Efectiv over. Bă, după ce că pe mai e și ăsta la alt OP. Bă, n-ajungea că sare Mico, mai sar și eu. Deci, nu ai cum pur și simplu, nu înțeleg. O să fie nerfat, dar nu acum. Probabil, probabil. Într-o lună. El, pe el îl cheamă Aurica, de fapt, nu Kit. Da, la mine e doarme aure, nu pot să-l trebuie. Aurica! De sară. Bă, câte, câtii sunt. Dar vezi că nu există în joc, nu a cumpărat lumea? Da. E prea scumpă oferta. Bă, a cumpărat lumea, dar nu toată lumea, adică nu o să dea toată lumea bani. Însă probabil, da, e prea scumpă și doar pentru un brawler nou care oricum vine 7 zile. 30 de euro, zic, cu 30 de dolari. Cam așa. Dacă n-am ultimata, e ca în jale. Dar când am ultimata... Bagă-te pe ăștia jos. Ok. Ba, acolo nu mai pot să te ajut din păcate că n-am ultimata. Dar pot să fac așa, gen. Ce te pupăm. Ai greșit, Rafa? Am greșit, într-adevăr, dar... Aaaa! M-a luat! Dacă rata acolo, era mort când făceam ultimata. Uite cum deci, face animația.
Trage de aia. Deci e foarte squishy caracterul, dar acolo am jucat eu prea agresiv, că trebuia să mă dau back să se respawneze Marius. Bine, atât. Că îți intră și adrenalina aia forță. Când te, da, duci, adică te încerc să faci play-uri bune, aia încercam să fac acolo. Că nu, mă abuzez, că încerc, așa fac și eu, dădeam non-stop. Îți intră exact ultimata aia, blanau. Bun. Ia să rămâi aici, că îl batem pe ăsta. Fii atent. Faza e că eu cât timp sunt pe inamic, Marius poate să-i dea damage. Deci e foarte puternică situația. Ăla e mort. Și până acum noi nu am pățit așa ceva, dar cred că e foarte frustrant. Pentru că sare și mult, gen uite de aici. Adică un brawler care e slab de la apropiere, tu îl demolezi. Că sari fix pe el și îi dai stun. Exact, Dynamite. Exact, deci dai nu mai chef nimic. Și dacă mă bag în cutie? Doamne, mai sunt și invincibil. Deci eu trebuie să păstrez cutia. Cred că acum m-am prins eu de fază. Eu trebuie să păstrez cutia, gen gadgetul meu, defensiv, nu ofensiv. Ia, stai să testez ceva. Da, mă, uite, mi-apare. Deci, bă, atacul ăla e incredibil. Dă cu gheara stânga-dreapta. V-ați văzut cum îi rașchetam? Deci Între timp eu nu pot să fac hypercharge. Da, ăsta n-are hypercharge, că îl bagă în timp, sau? Da, în timp. Nu s-au gândit că ce okay faci. Ce să mai facă, că demolezi jocul. A, dar eu ne-am arătat cum mă atașez de tine. Deci pot să dau ultimata pe Marius, să vă arăt acum. Și eu fug cu el în spate, dar nu știu, dacă iau zbor, s-a dat atașa. La ultimata nu merge, decât când sari. Dat atașa zaza. Wow, cum face. Ca o urică când se enervează. Dacă, hai să, da, nu știu dacă merită, dar fii atent, aoleu, am plecat acolo. Atașați de Rafa. Nu mai am ultimata, că am dat să scap. Bun, l-am prins pe ăsta. Eu vreau să mă atașez de tine, dar fii atent. Bă, dai pe mine. Te-am ratat. Oh my god, mai sunt 4 echipe, stai liniștit. Bun, nu mă bag în cutie ca să fac ultimata, vreau să o păstrez aia pentru defensiv. Poți să dai din cutie hituri. Dar mai faci și ultimata în timp ce mergi, ia. Stai pe loc, stai pe loc. Gata, mă. Și ce fac dacă dau ultimata aia? Vezi să atașăm în top. What, cum mă teleportez pe tine? Și eu îi dau viață lui Marius. Exact. A, mă pot atașa din nou. Da, uite. Oa, deci nu mi se duce ultimata. Da, aici nu mai e. Ar fi OP. Ok. Bun. Doamne. Are și range mare atacul, voi vedeți? E ca Rosada. Iată. Și eu acum îi dau lui heal, îi dau câte 300 pe secundă, nu știu cât îi dau. Câte 1000! 1000! 1040! Doamne, deci brawlerul ăsta e nebun! Hai să mai dăm, e prea fan, o să mai încercăm și alte moduri după aia. Dar aici suntem noi cei mai puternici, că avem star power-ul cu power cubes. Exact, deci celălaltul trebuie să-l ai și pe ăla, dacă joci gem grab, îl schimbi. Da, da. Și dai heal, faci suport. Exact. Eu tot n-am înțeles asta cu cutia, mi se pare prea tare să te faci invizibil. Mai se face și invizibil. Bă, îmi pare rău, Marius, dar e prea apetisant ce se întâmplă aici. Să sar aici. Ok, ok. Hai să ne regenerăm ușor. Deci noi acum avem 4 power cubes, nu 2. Sparge ăla. Da, nu vezi că spănuiește. Bun. Vă zic eu, aproape îmi fac superul la loc. Aia e nebunia adevărată. At. Și eu am din nou superul, adică cum e posibil așa ceva?
It. Și eu am din nou superul. What? Eu îl ții și tu cazi din aer. Dar nu stop, e ilegal. E frustrant că dacă hai să încercăm alt mod de joc. Noi n-am pățit așa. Ia. Uite cum îmi apare. Mai e o dată, ia. Cumpăr sau nu cumpăr, băieți? Ce ziceți? Păi gratis, e gratis la tine. Noul Brawler Kit gratis. Cât costă? Confirm purchase. 0 lei. S-a băguit. Ce clickbait frumos făceam aici, Marius. Noul Brawler gratuit. Ia uitați, veți. This offer has already been purchased. Păi de-a vreau să cumpăr. Day one. One day. Ok. Knockout. Tu doar dai sugestie. Deci kit dă autografe și devine relevant. Nu înțeleg povestea. No, și de ce avem aceeași viață noi? What? Cum aceeași viață? 6900. Păi, aceeași brawler, aceeași viață. La legend, cred că e la legendară viață. Fii atent, eu activez ăsta și după aia dau așa. Și eu mă că ăla s-a verișat carpete. Nu au nicio șansă și ăsta aici. It. Mă, unde e mega OP, că tu dacă sari în ei, tu mă duci pe mine în ei. Ia stai așa. Oh my god! Ok, presupun că are și un downside ultima ta. Că trebuie să pui pe mijloc. M-a bătură, bă! Da, da, e ok. Capibara! Gata. Și acolo bate-n și pe săracul om. Îți dă și rage. În cutie. Dai autografe și devii relevant. Asta e că nu știu unde e. Dai autografe și devii relevant. Dar mie crește viața? A, bre, fac scutul. Mai e o linie pe mijloc. Chiar dacă ratezi, îl pune automat. Bă, m-a bătut. Și am level mare de tot. De ce? Și scutul. Ce dă bă ăla dislike? Am omorât doi. Ata. Da, bă, e suport bun de tot ăsta. Ultima ta e insane. Ce tare dislike-ul ăsta. Dislike. De ce ai băgat dislike în joc? Nu știu. Dar nu-ți mai arată ce level are caracterul? Nu. Nu mai arată. Mai dai. Așa? Da, da, da. Deci eu doar mă atașez de tine, tu mă duci în ei și batem. Efectiv. Dar nu știu, eu sunt invincibil când sunt pe spatele tău? Cred că da. Nu cred că pot să-mi iau damage. Până mor eu. Deci chiar e nebunie. Doamne, ăsta-i. Forță. Ăștia sunt boss, mă, și nici nu se mișcă. Și totuși e 300 de trofei, adică, iată pe ăsta, orică! Ce zici, fratelo? Dacă ăsta nu e bot, doamne, super zel! Ia-o, iei un caracter cu 500 de trofee, să vedem. Dacă nouă ne dă boss la 500 de trofee, înseamnă că nu se joacă lumea. Știu că acum joc. E imun, bă. Are gadget. Mă, fii atent! Asta mi se pare mega tare, deci eu nu știam. Eu atac de pe spatele tău, pe mine nu mă dă jos. Deci tu e da? Ca și cum ai un ghiozdan după tine care dă damage. Aha, uite că de dai. Ia un brawler cu multe trofee. Păi avem 400 pe ăsta. Mai mult. Cel mai mult de la tine. Hai să vedem care e most trophies. Ăla, da. Guided by the spirits. Tot ăsta, tot modul ăsta. Da, lasă tot așa, da. Dacă și acum se boți. N-are cum să aibă boți la 600, că nu se comportă cum trebuie. Sunt boți. Dacă au skin-uri, dar au skin-uri, nu sunt boți. Uite, au skin-uri, nu, vezi? Nu sunt boți, ia. Hai că vreau să ne distrăm. De ce joacă ăla Crow al nostru? Îl cheamă bot! Ai zis că nu sunt boți.
E așa își pun numele, că și eu îmi pun în jocuri. New player. Și nu sunt. Iată cum vedem tu fișul. Opa. Friends forever. Ia fii atent cum îți dau heal. O, dar ce ultimata aia? Hai bă, calmează-te. Acum nu mai poți să te mai ajut. Da, da, da. Dar eu am încă o ultimata pe spatele tău, dar nu știu ce face. Te dai jos. Da? Da. Ok. Îmi fac ultimata repede și fii atent că îi rupem. Ești pregătit să dai? Da. Gata, mort. N-a făcut nimic Leonul. Uite, nu e bot, vezi? Na. Nu pot să ajung la el. Vezi că e stun. Gata. Miau, numai așa se aude. Miau. Fii atent, dar gândește-te că pui bomba, calcă în ea și tu te atașezi, îl ții pe loc. Da, așa da, și da. Și DM și stun. Star player, nice. Yo. Star player, hai alt mod de joc. Fii atent, îl testăm pe fotbal. Sau nu mai e fotbal? Oh, fotbal, ba da, mai e, dar nu mai e ăla mare. Ball. Nu mai e ăla mare. Da, 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 era un pic prea haotic ăla mare. Vezi că jucăm la fotbal extrem aici, la top. Așa vreau, la full. Cele mai multe trofee. Try harder cu skin-uri, ăla are skin scump. Tomar! 753! Ăla e bot. Bă, toate, la toate episoadele mi-apare. Cine e Tomar? Nu știu, dar nu cred că e același jucător, sunt mai mulți. Mamă, ce heal de aia. Te pup, my boy. Miau, miau. Hai că am dat ultima ta dacă e. Iată. Intră cu ea în poartă, X-Slidere. Gol. Vine Tomar. Tomată. Doamne, cum n-ai dat gol acolo, nu înțeleg. Mi-a dat stun. I-a dat stun. Stun. Antrenorul mi-a dat stun. Uite ăsta, vezi? Ăla nu cred că știe că a stat așa pe el. Cum mă dau bă jos? După ultimată, iar. Ăștia dau în mine, că ei nu știu că sunt invincibil. Iată. Dă-i în el, dă-i în el. Miau, miau! Oameni, eram la el în poartă. Prea OP brawler-ul ăsta. Mi-a făcut ăla. Nu te văzut, că ești invizibil. Da, 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 nu m-a văzut. Miau, bă, m-a bătut. I-a dat viață, cred că de-aia. S-ar putea să am iar ulta. Da. Dai. Mamă, moare prea repede caracterul. Că dădeam iar ultimat acolo. Ne trebuie un tank. Ai dreptate. Și e și super mobil față de mine tu. Gata. Ola, să-l ne bate pe mândoi. What? Nu are stun, ce vrei? Hai bă. Și atacă insane. N-are voie, eu am level big blană. Mamă. N-ai vrut să mari? Oricum avem golul, avem golul, suntem bine. Au trofee mari ăștia. Tomar. Tomarule. Doamne, dau. Ia să vedem ce trofee aveau. Ia să vedem ce trofee aveau. Au jucat bine. Numai miau miau s-au de la mine pe episod. Miau miau. Unde vă trofeele? Cred că la Battle Log. La Battle Log, ia să verificăm. Ia, Battle Log. Battle Log. Te vezi acolo. 621. Doar eu cu 85, regele. Hai să încercăm, cred că Wipeout. Da, Wipeout. Ăsta e primul la 10. Da, ia-ți alt brawler, ia-ți ce vrei tu. Să joci. Ce vreau eu, ăsta. Tot 6. Bun, bun ăla. Și epică. I'm a cat, așa zice al meu. Fii atent când tu te pui pe el, sar și-o pe el.
cu Crow. Mamă, fii atent ce facem, fii atent combo. Eu la ultima etapă, da, dar nu știu dacă rămâne, nu. Mie nu mi se încărcă meciul, mie încă e în blue discrete. Pe noi ne jucăm. Ce ți se încărcă? X-Ledere, scoală, bă. What? Închide aplicația și deschide-o. Că nu, nu se mai încărcă. Ai pățit tu? Nu, dar... Îmi dă bani. Te joci acum sau? Da. Tu te miști. Dacă spun că mă joacă singur și nu mai mi se încarcă jocul. What? Nu mai intră. Scoală bă, X-Ledere, că nu face nu nimic botul ăla al tău. Păi ai dat ultimata. Nu mă joc. Ai dat-o înapoi. Stai că acum intru, gata. Ma, eram mor sau am reînviat eu? Tu ești acum, ai reînviat, ai murit. Da. Am murit, a? Da. Bă, juca singur, bă, zici? Bun, bun, bun. Hai că... Hai că am dat ultima ta absolut degeaba. Double takedown. Bă, ce se întâmplă, mă, iar? Bă, lasă-l. Nu, bă, nu, că merge. Fiat... Stai, stai, nu da, nu da, nu da. Sau? Ok, prindeam aici cu ultima ta mea și intrai în ei. Gata. Și cu i-am bot. Rupt. Vă zici că da, botul nu ataca, botul era defensiv. Da, da, nu facea nimic botul. Cred că nu vrea să îți dea avantaj. Cred că doar încearcă să nu moară. Hai să mai dăm o dată, că ai trollat aici. N-am trollat, mi s-a blocat aplicația, nu știu de ce. I s-a blocat aplicația, băi, trebuie să-l înțelegeți. Cum mi se încarcă mie, cu albastru, uite. Ia, se încarcă acum? Da, dar mie mi se încărca cu albastru, ție ți se încărca cu... Nu-i da. Mai avea spațiu în telefon? Aaa, băi, n-ai spațiu și-a schimbat... Doamne, cât 128 de giga, Rafa, eu sunt ăla sărac. YouTube-ul ia telefon Potter. La 512 giga. Ia fii atent aici, troll. Mamă, ce stun mi-a dat, dar e bine, e bine, e bine, că vin cu ultimat acum. M-a luat. Fii atent, fii atent, fii atent, vii tu acum și sar cu ulta pe el. Bă, cât damage îmi iau. Deci nu merge, îmi ia prea mult damage. Așteaptă că eu nu fac ultimata așa, vii cu ulta, vii cu ulta. Da, da, da. Eu nu fac ultimata, plus că am și booster. Acum, când vrei, acum. Da. Stai pe el. Stai așa. Ah! Mă atașez de tine și îți dau heal. Da, dar rușii exact cu mine, am egalat situația. Bă, nu cred. Dar nu am ultimata și nu mai am nici boosterul. Nu știu dacă poți să mai stai pe mine. Stau, stau, că mi se reface ultimata. Acum. O mai? Dă-i, dă-i. Mamă, rămân pe tine, e huge! Dar n-am atacat acolo. Mamă, rămân pe tine. A murit al nostru. Ia, vreau să văd al nostru ce a făcut. Otis. Otis. Nimic. Nu-l văd pe meci. A avut, mă, două kill-uri. N-ai ce să-i zici. Mai dai unul așa să vedem. No! Dă exit. Dar dacă tu dai exit... Nu, dă-mi exit. Da, nu da. Vreau să mai joc ăla. El chiar voia să jucăm iar, Doamne. Vrea să jucăm iar. De ce? Că aveam brolerul nou. Ne jucăm și noi pe calculator. Așa se zice. E rândul meu, așa mi-a zis mami, să mă joc. Pe calculator. E gravă. Ce se întâmplă, Rafa? Să-și că ție nu-ți face. S-a blocat! Se pare că avem un nou bug fresh. Fresh de tot. Marabu! Uite-o, Marabu! Uite-o, Marabu! Mamă, că n-apuc să dau ulti. Marcel! Marcel! Oamne, cât sare și nebun. E bine, e bine, m-a făcut de la. Și fii atent, mă fac invizibil. Aaaa, n-am apucat. Mama, e una. Double take down. Asta, uite, de jos. Nu! Let's go! La 1! Let's go! Păi, Danilo, erai în joc tu. Mai dai unul, că n-am fost în joc. Să știi că ție nu-ți face Rafa pe tableta ta scumpă.
Pe tableta mea scumpă nu-mi face. Pe tableta mea nu face. Bă, dar ăla nu dă exit, oameni. Acum mai dă decline automat. A rămas afecat ăla. Uite cum se încarcă, cu albastru, vezi? De ce? Uite cu roșu la mine, uite. Nu mai am spațiu în tabletă, cred. S-a încărcat. S-a încărcat. Și mie am făcut la fel, dar nu știu de ce. Sexy Rexy, fii atent cu cine. Mamă, jucăm cu Mico și mă pun pe spatele lui. Suntem doi săritori. Aoleu, m-am dus și eu pe ăsta. Stai că eu trebuie să fug, că e horror. Aoleu, au dare, au Piper, îl rupi. Atac ultimata în cap. Ce vă jucați voi pe calculator acolo? A, mă! E rupere că devin invincibil pe spatele lui. E chiar tare. Hai să fac chiar ulta. Marius, te pupăm acolo, cred. Dă-i de la pe mine! Dă-i, bă! Gata. Îl săream și el, eu dădeam atac și îl sărea peste. Așa e. Wow, cum dau de pe spatele lui. Bă, e tare, ăsta e un brawler mișto, n-am ce să zic. Easy win-uri pentru noi. Stați liniștiți că mai am multe. Jackie, ce, care mai am? Mai am cu hypercharge, 32 de trofee, hypercharge. Păi dai acolo, vezi că ți le atașează el. Power level. Deci pe ăștia avem 31 de trofee hypercharged. Curând toate caracterele, băieți. Dacă mai băgăm 300 de milioane în joc. Bun. Dacă v-a plăcut episodul, like și ne vedem la viitoare. Pooo!